Tatiana, e superbă în seara asta. Mulțumesc din suflet. A fost superbă tot timpul. De ce astăzi seara e superbă mai mult? Pentru că e o seară mai specială. Da. A, numai din ăsta, ăsta e motivul pentru care și ea pentru e superbă? Și pentru că o susțin eu. Ai văzut? O susține Will, care a ajutat-o la filmarea videoclipului. Exact. Am fost acolo, am fost acolo. Will. S-a lăsat cu răniță, adică a fost un... Aoleu, da, a curs sânge pe acolo. A curs sânge? Da. De ce? S-a accidentat una dintre dansatoarele, nu? Una dintre dansatoarele tale. Atât de grav? Nu, pe a muncit fata asta la videoclipul ăla, tu știi cum? E foarte expresivă ea de altfel. Îmi place că... Oricum, cu tine n-am avut niciodată problema asta pe scenă, să nu știi să te miști corect sau... Păi, cea ai cu fost care ai și dansat volubilă. De altfel de câteva ori. Lăsați că știm noi, lăsați chestiile. Mi-am orientat foarte bine. Te-ai orientat bine. Nu, în adevărul că asta este. Tatiana știe să și danseze. Da. Uite, Tatiana, lasă-ne cu... Ce înseamnă... Spune-ne tu, te rog, ce înseamnă kitsing pentru tine? Kitsing înseamnă cea mai frumoasă experiență din viața mea de până acum și vă mulțumesc pe calea aceasta. Wow. No, chiar nu mă așteptam la asta, bravo. Și am putea să mai adăugăm noi decât niște imagini în care o putem vedea din nou tot pe Tatiana. Mi-am dorit foarte mult să fie un clip ceva cu foc. Mereu mi-am dorit când vedeam pe la mari artiști foc, energie, dinamică în videoclip. Mă gândeam, Doamne, într-o zi o să am și eu probabil un clip, dar mă gândeam că o să fiu mult mai mare ca atunci când o să am primul meu videoclip. Dar se pare că m-am avut onoarea la 12 ani să filmez un videoclip așa de super. Iată, uite, știi cum am gândit pentru tine, cum s-a ajuns, joacă ușor de aici și încep să crești, să crești, după care încep să dansezi cu tot trupul, că piesa oricum e pe crescendo, așa că poți să te duci ușor, după care brațe, cu tot trupul, spre final. Mi-a dat indicații despre coreografie, cum să facem, ne-a ajutat și pe fete și pe mine, mi-a spus să lucrez cu mimica, cu corpul, cu... Ce să mai, un adevărat maestru. Mai vreau să ai chestia asta aici, să ai toate fetele peste ea, așa, și să o descopere. Dai! Umer, așa, capul, așa. Asta e! Vă felicit, foarte frumos. Asta e. Bravo, Tatiana! Ai curățat parchetul, asta e delicios. Dă drumul la piesă. Rămâneți, fetele, vă mânce fumul ăla meu. Rămâneți. Cât de bine e. Rămâneți. Și acum aia, plecați toate, împrăștiați-vă așa în toate direcții. Hai și tu, Tatiana. Așa! Bravo, Tatiana! Mamă, cât de bine a fost ăsta, bravo! Este un moment pe care îl așteptam. Exact aici vroiam să ajungem. Era foarte important să ajungem în finală. Bună ziua, domnul Will! Da. Sper că v-a plăcut cum a dansat fata mea. Până acum să știți că s-a descurcat foarte bine. Nu? Sunt și sperăm să bucuros. Nu vă dezamăgim la capitolul ăsta, cel puțin. Cântă și dansează în același timp. Asta este o calitate mai rar întâlnită la dansatori. Și cred că din punctul acesta de vedere, Tatiana o să aibă un mare câștig. Sunt sigur că va fi apreciată de public pentru asta. Emoțiile, bineînțeles, cresc odată cu audiție, cu gala, acum finala, bineînțeles. Sunt mult mai emoționată acum, e o finală grea, copiii sunt foarte buni, toate momentele sunt frumoase și să vedem ce o să fie.